niciodată n-a fost atât de apropiat față de o municipalitate. Să știți că răspunderea e o răspundere comună, pentru că împreună am făcut promisiuni electorale că vom duce municipiul Călăraș într-o zonă a municipiilor respectate în România. Adică respectate în sensul că să avem drumuri, să avem apă de calitate și să avem condiții și locuri de muncă. Asta e un proiect al meu și al lui Marius Dulce. Ultimul pentru locuri de muncă e destul de greu, dar nu renunțăm nici la el să atragem investitori pentru municipiul Călăraș, pentru a putea să dăm siguranță cetățenilor din municipiul Călăraș. Domnule Grama, ați fost administratorul public al primăriei municipiului Călăraș până de curând și v-ați implicat și în proiectul al cărui contract s-a semnat astăzi și a semnat și dumneavoastră acest proiect. În primul rând, îl felicit pe domnul primar Marius Dulce pentru semnarea acestui proiect, felicit câștigătorul acestei licitații. Într-adevăr, în 2020, împreună cu domnul primar, am ajuns la primăria Călăraș și totul a fost o provocare, o cursă contra cronometru, pentru că erau extrem de multe proiecte care trebuiau puse în execuție și într-un termen foarte scurt am ajuns la semnarea contractelor de execuție și ordinele de începere a lucrărilor. Pentru că aceste proiecte europene trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023. Împreună cu echipa Direcției de Dezvoltare, împreună cu Gabi Vasilache, împreună cu oamenii din Direcția Tehnică, împreună cu domnul primar și cu sfaturile domnului președinte Vasile Iliuță, astăzi unul dintre cele mai importante proiecte ale municipiului, pentru că până la urmă aceste proiecte vor fi în beneficiul comunității, se semnează. Și acest proiect va fi pentru întreaga comunitate, pentru noi cei care locuim în acest municipiu și în care credem că în perioada următoare lucrurile se vor schimba radical și vom avea o altă față a municipiului Călăraș. Felicitări încă o dată și succes în depunerea cu tot mai multor proiecte la primăria Călăraș. Domnule Grama, ce ne puteți spune despre modul în care va fi afectat municipiul Călăraș prin proiectul POIM? Ce lucrări se vor efectua aici în municipiul Călăraș, practic? Urmează să vă comunicăm după semnarea contractului, o să facem o conferință de presă și o să vă comunicăm, dar nu proiectele care sunt în momentul ăsta în derulare și care vor fi duse la bun sfârșit. Se suprapun cumva proiectul ăsta cu proiectul reabilitării străzii? Adică există conducte care să fie schimbate înainte? Nu. Acum trebuie să luăm în calcul că sunt destule conducte pe strada București și surprize pot apărea oricând. Așa cum spunea și domnul Drăgunoiu, există posibilitatea ca o conductă să se spargă, să existe un gol de placă și atunci trebuie să intervii. Astea sunt iminente. În momentul în care o rețea care este foarte aglomerată pe anumite străzi, dar vom găsi soluții pentru fiecare, pentru că nu putem să anticipăm ce se va întâmpla la un moment. Așa cum pe strada Grivița am avut probleme, așa se pot întâmpla peste tot. Datorită faptului că rețeaua este foarte aglomerată. Noi acum sperăm prin POIM să mai relaxăm aceste rețele și să le îmbunătățim, în care să nu mai avem probleme mulți ani de aici încolo. Aș vrea să fac o remarcă vis-a-vis de subiectul pe care l-ați ridicat în discuție. Noi executăm de circa 12 ani tot ce înseamnă avarii și intervenții la avarii în municipiul București. Bănuiesc că cine a circulat mai des în București s-a tot lovit de mașinile noastre peste tot și de punctele de intervenție. Avem un dispecerat foarte bine format și educat. În 24 de ore preia orice avarie de la rețelele urbane. Că e vorba de apă sau canal, este preluată, este reparată și repusă în funcțiune. Deci pe zona asta avem o expertiză, zic eu, suficientă pentru a interveni la orice tip de avarie. Această intervenție a domnului director Drăgunoiu, directorul SECER DIMA, îi facem o invitație publică să vină și la licitațiile operatorului de apă și canal Ecoacua pentru lucrările care se vor scoate cu clauză suspensivă pentru cele 24 de proiecte ale Ecoacua SA și cred că dumneavoastră, dacă aveți experiență și expertiză în apă și canal, vă invităm și la Călăraș să participați la licitațiile viitoare. Mulțumim, o să participăm în piața liberă. Să știți că suntem prezenți de 27 de ani. Non-stop, fără probleme, fără colapsuri, fără alte... Dacă îmi dați voi o întrebare...